Binele. Din fac bine la cei care se le umple straița, sacul. Domnul, și fiți foarte atent ce zice aici salmistul, că aici vorbește de o categorie de oameni și vorbește și despre Dumnezeu. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor și vede pe fiii oamenilor. Îi vede Dumnezeu. Păiște oameni. Vreau să fiți foarte atenți aici. Îi vede Dumnezeu pe oamenii așa. Sigur că îi vede. Îi cunoaște Dumnezeu, dar sigur. Dar de unde se uită Dumnezeu? De unde? Înălțimea cerului. Dar cum are el ochii? Cum are Domnul ochii? Dumnezeu. Ca para focului. Și se uită peste fiii oamenilor. Și mai departe spune cuvântul Domnului să vadă dacă este unul ca să aibă pricepere și să-L caute pe Dumnezeu. Ăștia oameni sunt niște oameni care nu au înțelepciune. Nu au pricepere. Și mai departe spune felul următor. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște nedrednici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea, tot cei ce se vășesc fără de lege. Auziți? Oameni fără minte, oameni rătăciți. Mai departe, zice cuvântul Domnului în felul următor, dar mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Aici vorbește Dumnezeu și de poporul lui. Dumnezeu are un popor care să-i poarte numele. Slavă Domnului, acesta este poporul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, ei vor tremura de spaimă când se va arăta Domnul în mijlocul neamului neprihănit. Când va veni Domnul, se vor îngrozi, pentru că ei ăștia din lume, ăștia de-ar putea ne-ar împușca. Atât au ură pe pocăiți, enorm de mare. Și aici spune cuvântul Domnului în felul următor, că ăștia sunt niște oameni rătăciți, dar zice, ei vor tremura de spamă și când se va arăta Domnul în mijlocul neamului neprihănit. Când va veni Domnul, ca mare judecător, atunci, spune cuvântul Domnului, că despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni. Când va veni Domnul Iisus cu oaste de îngeri, va veni cu oaste de îngeri și va judeca pe cei răi. Și spune cuvântul Domnului în felul următor, deci oamenii răi, salmistul David spune în felul următor la Psalmul 26, spune în felul următor, pentru că David era un om neprihănit. Și Psalmul 15 zice acolo, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău ce sunt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul de unde? Din inimă, frații mei. Noi suntem niște oameni neprihăniți care trăim nu cum vrem noi. Noi trăim prin credință, aleluia. Și prin mărturisire cu gura noi am ajuns la mântuire. El este mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și uitați ce spune David, un om care este un om neprihănit, un om care se laudă Dumnezeu cu el, care era după inima lui Dumnezeu, pe primul plan. David era pocăit și l-a iubit pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și aici spune Psalmul 26, versetul 4, nu șed împreună cu oamenii mincinoși. Să n-avem nicio legătură, spune cuvântul Domnului, cu oamenii care mințesc. Cu oamenii, cum ne zice Dumnezeu? Cum mi-am zis la ește? Cum ne zice? Auzi cum ne zice Dumnezeu? Nebun și rătăcit. Noi nu, să nu spunem așa la unul, că dacă îi spui așa că ești nebun, că ești rătăcit, voi să nu faceți așa, că ăștia sar la voi. Voi să vă rugați pentru ei. Și aici spune felul următor, David, nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii biclen, acum voi care v-ați pocăit, auziți? Nu mai aveți voie să mereți unde ați mărs înainte. Nu? Pentru că Domnul ne-a ciuntat toate lucrurile. Înainte nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, eram în neștiință, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a chemat la sfânta pocăință și nu mai avem voie să merem la sfatul celor răi. Psalmul 1, să nu te oprezi, să nu te așezi. Să nu te așezi la sfatul celor răi. Știți că de acolo ne-a scos Dumnezeu, acolo, și fiți foarte atenți, mai departe spune.
Urăsc adunarea celor ce fac rău și nu șed împreună cu cei răi. Mai sunt adunări. Asta e adunarea Domnului. Glorie, a pregătit-o Domnul. Dar mai sunt adunări. Vedeți unde se adună oamenii și unde se adună oamenii? La restaurante, la banchete, la ospețe, la jocuri de noroc și așa mai departe. Și acolo se adună oamenii. Și acum fiți foarte atenți. După ce m-am pocăit, eu eram mielușel așa ca voi. Și aveam un vecin care era foarte rău, avea patimea asta de AB. Și într-o zi vine la mine și îmi spune felul următor: băi Vasile, hai cu mine aici, că mă duc aici la restaurant, este grădina afară. Zice, eu îi beau un deț, zice, ție ți-o-i lua un suc. Și am zis, măi, eu n-am ce cota acolo. După ce să mă duc eu acolo? Eu nu mă duc cu tine, du-te, merg, beau un pahar și poți să vezi că poți să mergi și singur. Nu că vii cu mine, că eu așa vreau să vii cu mine acolo și să... Și atâta stăruiește de mine până mă duc. Și i-am spus că locul meu nu e acolo. Și el o știu că eu sunt pocăit. Dar totul, dacă tot el tot o trage mine, am zis, mă, hai să mă duc, am numai să scăp de el de data asta. Și mă duc acolo, stăm acolo în grădină și el mere și jeu un deț și la mine mi-e un suc. A fi foarte atent. Dumnezeu l-o trimă spala, pe un om bat la mine. Și-o zis către mine, dar ce costă aici? Dar după ce ai venit aici? Că tu ești pocăit. Și-o început să mă ia în primire și m-a făcut cu apă, cu oțet. M-am luat și am venit de acolo, supărat și întristat și am zis, măi, ți-am zis, cu tine nu a avut treabă. Cu tine nu a avut treabă, dar cu mine a avut treabă. Cât timp a stat acolo, numai cu mine m-a cetat că ce cot acolo și m-a făcut cu apă, cu oțet. No, vedeți, frații mei, ce înseamnă să nu te duci la sfatul celor răi. Pentru că spune cuvântul Domnului în felul următor, că cei neprihăniți, sigur, noi trebuie să umblăm numai în căile lui Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu, și spune că n-avem noi ce cota la adunarea celor răi. Că de acolo ne-a scos Dumnezeu, nu? De acolo, că înainte merem. Noi ne-au plăcut lucrurile din lume și mergem acolo, că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar mulțumit fi adus lui Dumnezeu că în vremurile sfârșitului s-a îndurat Dumnezeu de noi. Am fost noi mai buni ca cei din lume. Dar de unde? Dar Dumnezeu ne-a chemat la sfânta pocăință. Dumnezeu ne-a descoperit dragostea Lui, bunătatea Lui, îndurarea Lui, mila Lui. Și Dumnezeu ne-a smuls de acolo, din viacul acesta rău, neamul acesta spurca și ticălos. Ne-a smuls Dumnezeu cu mână puternică de acolo și ne-a dus și ne-a scos de acolo din groapă, din fundul peririi, din groapa măciunii și ne-a curățat Domnul, ne-a spălat, ne-a curățat, slavă Domnului, și ne-a pus picioarele pe stâncă și în gura noastră ne-a pus o cântare de laudă să lăudăm pe Dumnezeu. Înainte lăudam pe cel rău, acum lăudăm pe Domnul și mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu în vremurile sfârșitului ne-o chema la sfânta pocăință, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos, și avem această datorie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui, pentru mila Lui. M-a dus în un demn scurt,